Elevii care au luat bacul ar putea să își mărească nota la cel puțin una dintre probe. Proiectul de lege a fost depus la Senat. Elevii care au promovat examenul de bacalaureat ar putea să își mărească nota la cel puțin una dintre probe potrivit unui proiect depus la Senatul României. În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică doar dacă nota obținută este mai mare decât cea anterioară. Propunerea legislativă urmărește să modifice legea învățământului preuniversitar. Concret, cei care au promovat examenul național de bacalaureat și doresc să își mărească nota obținută la cel puțin una dintre probe, se pot prezenta la cerere la a doua examinare în cadrul unei sesiuni de bacalaureat viitoare. Rezultatul reexaminării nu poate duce la scăderea notei obținute anterior. Rezultatul se modifică doar dacă nota obținută este mai mare decât cea anterioară. În situația în care rezultatul reexaminării conduce la creșterea notei obținute anterior, absolventului îi se eliberează o diplomă de bacalaureat cu nota obținută în cadrul reexaminării. În expunerea de motive se menționează faptul că parcursul profesional al absolvenților de liceu este determinat de multe ori de cele 3 zile de probe din timpul examenului, fiindu-le adesea blocat accesul în anumite instituții de învățământ superior. Dacă proiectul va fi adoptat, sistemul de evaluare al învățământului liceal va marca un moment important, deoarece pentru elevi această mărire ar putea face diferența în alegerile ce țin de următoarele studii și, în definitiv, de propriul viitor.